Vreau să felicit jucătorii, în primul rând, pentru atitudinea de care, care au arătat-o pe teren. Când spuneam muncită, mă refer că au luptat pentru fiecare balon, 90 și ceva de minute cât a durat meciul. Au fost conectați, au fost prezenți. Aflasem între timp, în pauza meciului, că FCSB o să facă 4 schimbări. Și normal că urma un 15-20 de minute de foc pentru noi, ceea ce l-am cerut băieților e să reziste aceste minute, pentru că să nu încerce să riște foarte mult, pentru că trebuie să fim o echipă inteligentă. Mă bucur că Marco a dat gol, mă bucur că a început și sper să continue, bineînțeles, să răsplătească încrederea pe care o am eu și clubul în el, pentru că într-adevăr n-a fost un transfer ușor, dar mă bucur că s-a realizat. Fotbalul răsplătește. Ceea ce s-a întâmplat și astăzi, el îmi spusese că o să dea gol cu capul, dar n-a fost să fie, tot gol rămâne, a fost cu stângul, dar bine că a fost. Eu încerc să-l convinc să mai vină doi jucători, pentru că avem copii talentați și de care o să avem grijă și pe viitor, o să și debutăm și încercăm să-i creștem pentru a avea jucători și din pepiniera proprie, dar sunt meciuri în care ai nevoie de jucători cu experiență.